În primul rând, trebuie să recunoaștem problemele serioase cu care se confruntă femeile în societatea noastră și acest marș este o modalitate de a sensibiliza societatea, este o modalitate de a încuraja femeile care se confruntă cu asemenea probleme, problema violenței, problema violului, să vorbească despre acest lucru. Nu este un lucru rușinos, este rușinos pentru cei care comit aceste acte de violență și este rușinos pentru autorități care nu iau atitudine. Eu cred că sunt necesare pedepse, dacă doriți, sancțiuni mult mai dure pentru aceste cazuri de violență și e necesar ca noi toți, și societatea și autoritățile, să avem o atitudine mult mai serioasă. În rest, femeile trebuie încurajate și eu vreau astăzi să le spun să îndrăznească, să facă tot ceea ce își doresc ele, să nu se lase intimidate de atitudini uneori misogine din partea bărbaților sau intimidante, pentru că inclusiv în această campanie prezidențială am demonstrat că femeile pot și mai ales am demonstrat că societatea este gata să sprijine o femeie. La mulți ani tuturor femeilor și mult curaj!